Cine a spus primul tătuțu? Nu, ideea. Ideea de tătuțu? Codin. Asta vreau să... Deci... Aici am închis. Ați mai făcut personaje negative? Da. Și chiar cu succes. Bine, un actor de comedie, după părerea mea, trebuie neapărat să treacă și prin zona aceasta de roluri negative, pentru că sunt mai ofertante și poți face performanță, la fel cum poți face performanță în comedie. Când mi-a zis Angel, după a doua scenă, voi ține minte toată viața, ați prins rolul. Adevărul e că și eu pe a doua scenă am fost atât de sigur și atât de special, ca să spun așa, încât m-a ajutat foarte mult, repet, rolurile care le-am realizat, mai ales pe teatru, și experiența mea și de viață. Pentru că, așa cum am mai spus-o, a fost întrebat Jean Gabin, cum veți face rolul ăsta? Și el a zis, mă joc pe mine. Deci eu de multe ori în acest serial mă joc pe mine în situațiile respective. Și atunci, eu am căutat personajelor negative pe care le-am jucat până acum să le dau și o latură umană în anumite momente ale lor. Și asta a echilibrat foarte mult rolul respectiv. Am întâlnit oameni la viață, să le spunem, interlopi, da? Dumne, foarte simpatici. Am stat de vorbă cu un domn polițist și mi-a spus, dumne, au un haz incredibil. Da, da. Da, am stat, de exemplu, la Paris cu unul care fura și mă simpatiza pe mine. M-a văzut la televizor, așa, și a început să-mi plângă. Da, nea Mihăiță, familia mea, am lăsat-o la Ploiești. Și într-un moment așa de sinceritate, dumne, pot să te întreb ceva? Da. De ce nu te lași de furat? Și el zice, mata, de ce nu te lași de actorie? Ce bună! Foarte bun! Prima oară când a ridicat tonul la mine a fost în filmul Accident. Conduceam, fumeam, vorbeam. Ce ești așa stângaci? Și ce ți-e țigara aia așa? Tu nu, Nicolescu, eu nu fumez. A, păi spune așa. 12 noaptea de Revelion. Zice, sunt acasă. Cu cine sunteți? Singur. Domnul Nicolescu, dacă nu într-o jumătate de oră, uite, sunt cu Găitan, dar dacă într-o jumătate de oră nu sunteți la mine acasă, vă sar din toate filmele pe care le veți face pe viitor. Într-o jumătate de oră era la mine acasă și asta până la 6 dimineața. Și Bănel îi zice lor găseală după spectacol, bre, când mai joacă Nea Mihai? Și zice, nu Mihai, mă, Mihăiță, nu-mi permite.